Cântărețul Pepe duce cu el o suferință mare. Artistul n-a reușit nici până acum să treacă peste moartea nepotului său, pe care l-a pierdut acum 13 ani. Înainte de înmormântarea lui Costin Mărculescu, artistul s-a recules la mormântul nepotului. Întreba adesea ce mai faci, ești bine? Te mai gândești și tu din când în când la mine? Pepe nu a trecut nici acum peste moartea nepotului său Franco. În ziua în care Costin Mărculescu a fost condus pe ultimul drum, cântărețul și familia lui au profitat de faptul că se aflau în același cimitir unde este mormântat Franco și, însoțit și de Liviu Vârciu, au mers să-i aprindă o lumânare. Cuvintele dor și n-am putere să strig ajutor. Cuțite în mine lăsate sunt vorbele tale aruncate, da, cuvintele dor și n-am putere să strig ajutor. Inima mea încă bate, dar să uit ce ai spus nu se poate. În toamna acestui an se împlinesc 13 ani de când nepotul lui Pepe, Franco, și-a pierdut viața într-un accident rutier. La vremea respectivă, adolescentul avea doar 17 ani și visea să devină fotbalist. Tu nu știi că mai pasă.